Astăzi, după emisiunea de la ora 14, Maria era singură în dormitor. A venit doamna Ana și a întrebat-o dacă se simte bine și ce e cu ea. Maria a spus că stă puțin în pat, se uită la poze, a căutat pantalonii Cătălinei printre hainele ei și spunea ea că le-a răvășit pe toate, însă nu are energie să le aranjeze acum, o să le aranjeze mai târziu și că stă puțin liniștită în pat. O întreba pe doamna Ana cum s-a simțit, cum este după discuțiile care au fost în live despre task. Spunea dânsa că nu se simte prea bine. O întreba și de doamna Eleonora Maria și spunea că ar dori să meargă să o consoleze, însă se gândește că nu e momentul și să o mai lase puțin. Apoi am văzut că și Sabrina era îngrijorată de starea Mariei, a venit la ea și a întrebat-o ce e cu ea, i-a spus că ea avea o altă energie înainte, un alt vibe, ce se întâmplă cu tine, Maria, ceva de genul i-a zis. Și Maria i-a spus, numai că aici, dacă îmi exteriorizez și eu energia, alții cred că ascund alte, vreau să ascund, de fapt, alte lucruri. Nu avea o stare tocmai bună Maria și a observat-o și Sabrina și doamna Ana. Ce mi s-a părut ciudat e că între timp a trecut prin cameră și prietena uh, ei, Irina. Nu, nici măcar nu s-a uitat spre ea, nu i-a adresat niciun cuvânt, a intrat, a ieșit uh, și parcă nici n-a observat starea în care era Maria.